nu e rău să facă și pe oltenilor. Ori mă face pe ardelenilor, pe moldovenilor. Adică pentru fiecare din țară, din părțile astea ale țării, să fie o zi a lor. Nu e rău. Da. Din ce ne deosebim noi, oltenii, de restul celorlalți? Deocamdată ne deosebim cu o luăm înaintea lor. Și pe urmă vin și ei după noi. Suntem ambițioși, suntem curajoși, așa. Mai șmechere, așa. Exact cuvântul ăsta, șmechere, este cel mai potrivit. Oltenii sunt mai zvăpăiați, așa, mai neastâmpărați. Poate să aibă o zi a oltenilor. Că... Merităm să avem o zi a noastră? Dar din ce am făcut și din istoria noastră, merităm cu prisosință. Mă refer la Titulescu, la Brâncuș. Pe ce ne deosebim noi de ceilalți locuitori ai României? În grai, în primul rând. Mâncare specifică, praz, echipa de fotbal, lucruri din astea ușoare. Suntem mai inimoși. Da, probabil și asta. Suntem un pic mai inimoși decât restul locuitorilor țării. Sunteți mândru că sunteți oltean? Am fost, sunt și voi fi mândru că...